Bună seara, dragilor! Bine ați revenit la o nouă ediție Cube Tonic. Sunt Andreea Raluca Petrea și în această seară începem ediția emisiunii un pic altfel. O să oprim timpul și o să ascultăm o frumoasă poveste pentru început. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, sigur nu s-ar povesti, de mult de tot un povestitor. Mai de mult oamenii iubeau foarte mult poveștile, stăteau în fața unui povestitor și ascultau o poveste. Bine, astăzi nu se mai poartă, nu mai e la modă, bineînțeles. Dar totuși, era un povestitor care trăia și spunea povești în fața operei. Toată lumea știe, în fața operei e multă lume, e trafic mare, toată Timișoara se învârte pe acolo. Și, dragii mei, acel om stătea și aștepta să vină oamenii și să le spună povești. Și toți erau ocupați, hands-free, telefoane, mape, tablete, organizări, evenimente, tot fel de deadline-uri și așa mai departe, nimeni n-avea timp de el. Dar el stătea în continuare și aștepta, măcar un om să se așeze și să asculte o poveste. Și într-o zi a trecut pe acolo o mamă și fica ei. O fetiță, ca orice tânără de astăzi, emancipată, modernă, culturalizată, și a zis, mamă, ce cu omul ăla, de ce stă, ce așteaptă? Și mama a spus, dragă, e povestitor, nu se mai practică, pierde vremea. Fata s-a desprins de mâna mamei și a zis, ce facem aici? Nu vezi că nu mai ai niciun rost? Du-te și get a job, ca să zic așa. Povestitorul era foarte, foarte, foarte amărât. Un om căruia tu aștepți să-i spui o poveste și care vrei să-i dai tot ce e mai bun tu din meseria ta și el să-ți răspundă așa, e foarte dureros. Așa că povestitorul nostru a plecat acasă și toată noaptea s-a gândit, s-a rugat și a zis, Doamne, ce să fac? Adică ăsta e rostul meu, asta știu să fac și acum dintr-o dată trebuie să întorc toată viața mea pe dos, să fac altceva. Noapte e un sfetnic bun și a doua zi dimineață când s-a trezit și-a luat haina lui cea mai frumoasă, s-a dus iarăși în același loc, în fața operei și a așteptat să vină iarăși oamenii și să le spună povești. Și iar a trecut fata și mama, iar fata a spus, ce faci, dragă? Nu, n-ai înțeles ce s-a spus ieri? Ce mai aștepți? Și povestitorul a spus așa, ieri stăteam aici pentru că vreau să schimb lumea. Astăzi stau aici pentru că vreau ca lumea să nu mă schimbe pe mine. Acel copil a ajuns să fie și ea la rândul ei o învățătoare, să iubească poveștile și copiii și să invite iarăși povestitorii să intre în școli și să spună povești celor mici și celor mari. Și am încălecat așa și v-am spus poveste. Așa. A fost de-a drept o poartă de intrare către lumea basmelor cu care eram obișnuiți încă de mici copii cu care ne-am obișnuit. A fost Georgiana Popan, actriță și storyteller de meserie. Spune povești, Georgiana. Bine ai venit în platou. Bine te-am găsit. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc. Alături de noi se află și Ioana Popescu. Bună seara. Care face atât de multe lucruri frumoase și de activități dedicate tinerilor atât de variate, încât iată e deja o prezență familiară la noi în platou. Mulțumesc de invitație. Mă bucur de fiecare dată să te-am alături, pentru că de fiecare dată vii cu câte o surpriză minunată. Iată că și în această seară. Georgiana, cum ai ajuns tu să te dedici storytelling-ului, să te ocupi de această, să dezvolți această artă de a spune povești? M-am angajat în 2008 la Teatrul Clasic Ioan Slaviș din Arad. Sunt din Arad. E un oraș, sat, aici aproape de Timișoara. Un cătun. Da. Exact, un cătun, am să spun și eu. Nu mai știam exact cuvântul, iertați-vă. Și cu timpul mi-am dat seama că eu sunt o fire voluntară de felul meu și mi-aș fi dorit mult să lucrez în comunitatea mea. Și atunci am cunoscut-o pe prietena mea foarte dragă, Mihaela Blanga, care este povestitoare și ea, e bibliotecară la Biblioteca Județeană Adexenopol din Arad. Și ea mi-a zis, uite, eu spun povești și chiar aveam nevoie de un colaborator, un actor, așa că mă bucur teribil de mult. Zice, spun povești, știi ce înseamnă, nu? Storytelling, zic. Normal, ce poate să fie așa de complicat? Citește basme din cărțile copiilor? Și am luat o carte și a zis, spun, avem o sesiune de povești, vin copiii, dacă vrei să le spui o poveste. Și mi-am dat seama că nu mi-era așa de simplu, că nu e ca în teatru, e altfel, și că dacă vreau cu adevărat să dau carne și culoare poveștii, trebuie să o stăpânesc, trebuie să-i caut niște nuanțe,
trebuie să știu exact ce urmăresc prin povestea respectivă. Ea m-a îndrumat în măsura în care ea avea deja cunoștințe în partea de teorie de arta povestirii și mi-a fost de mare folos și încet, încet am început să spun povești în școli și tot mai mult în centre de bătrâni, în azile de copii și așa mai departe, oriunde ea mergea și spunea deja povești foarte mult. Și apoi ea trebuia să meargă la un festival internațional în Iran, unde se reprezintă România. Și pentru că a rămas sărcinată, a fost așa o mare bucurie, pentru că nu se mai aștepta și a fost așa o minune, a zis, trebuie să mergi în locul meu. Și am zis, ok, mă duc eu. Și a trebuit să mă pregătesc din decembrie până în 4 ianuarie. Le-am trimis filmarea, așa, și am fost acolo în Iran. Acolo am descoperit cu adevărat arta povestirii. Am intrat în breasla povestitorilor, care este senzațională. Sunt povestitori din toate părțile lumii și din toate domeniile. Am prieteni povestitori care sunt arhitecți, doctori, bibliotecari, învățători, muzicieni și așa mai departe. Și așa încet, încet am început să dezvolt arta povestirii mai profesionist, vreau să spun, în Arad, de 9 ani de zile. Și în același timp am început să merg mult în festivaluri în lume, să spun povești și să reprezint România în port popular, pentru că așa îmi place să spun poveștile, mai ales dacă sunt într-o țară foarte exotică. Și așa s-a întâmplat să ajung în toată lumea, adică am fost din America, în Africa, în India, în Thailanda, peste tot în Europa, bineînțeles. Încă nu am fost în America de Sud. Urmează, presupun, și asta. Da, nu? Da, da, ar fi cazul, sincer. Ca orice povestitor, da. / visător, sunt convinsă că ai și călător. Da. Și călător. Da, da. Cam asta e povestea. Cum a ajuns storytelling să constituie un atelier? Atunci când am pornit activitatea atelierului, am avut în vedere să lucrez cu oameni care îmi sunt foarte dragi și să fac ateliere în jurul acelor persoane care au o pasiune, care au o dragoste a lor. Și povesteam că cu o prietenă de-a mea, cu Speranța, ne-am întâlnit la o serbare și îi povesteam de gândul meu și a zis, ok, așteaptă puțin până după Sfântul Ioan, când oamenii se mai eliberează, trec de vacanțe și după aceea poți să-ți inviți colaboratorii să faceți ceva împreună. Și Georgi a fost prima care a reacționat la mesajul meu din 8 ianuarie și a zis, ok, se pare interesant, hai să încercăm. Și provocarea a fost să vină cu atelierul de arta povestirii. Mie mi s-a părut o propunere foarte, foarte frumoasă și de aici au început mesajele. A fost un lung schimb de scrisori. Nu neapărat, nu, pentru că foarte mai scurt decât mă așteptam, sincer. Mi-a zis, gândește-te, poate îți place, poate se pare interesant, am o listă de variante, teme. Și mă gândesc, eu ce să aleg dintre tot ce acolo? Evident că aleg arta povestirii. Și evident am pus arta povestirii pentru ea. Și m-am trezit, zice, dacă vrei, gândește-te, poate ar fi interesant. Și trebuie să dai un click, că Ioana e foarte organizată, faci undita mai formularul online, intri, nu știu, dau click. După care, bineînțeles, ca și orice altă reclamă, pac, încă 5 întrebări. Vrei așa, vrei așa, vrei așa, vrei așa. Bine, zic, încă una, mai răspund una și gata, mai dau încă o dată click. Vreau așa, bun, încă 5 întrebări, mai răspund întrebarea asta și asta și asta și asta. L-am trezit la un moment dat că eram deja îngrenată în situația asta și nu mai puteam să ies. S-a dus la vale bulgăre, am putea spune. Da. De unde ai această nevoie de a teoretiza arta, de a spune povești? De când a apărut și de ce a apărut trendul ăsta și curentul ăsta așa popular de storytelling? Nu se vorbea despre asta acum 50 de ani, nu acum 100 de ani? Nu se vorbea despre asta, dar se făcea mai mult. Adică povestitorii sunt întotdeauna în țara noastră, poveștile au păstrat de-a lungul timpului, de fapt, esența neamului. Și prin povești chiar poți să iei un bas românesc și să-l despici și să vezi exact tot ce înseamnă tradiție, cultură, credință, obiceiuri românești. Asta o are orice nație. Dar ce am descoperit este că mai nou avem nevoie de oameni care să spună povești și să devină povestitor, dar fiecare meseria sa, efectiv să-și spună povestea. Și atunci am zis, uite, dacă tu zici, eu nu știu să spun povești, că eu nu știu să fac una ca asta, nu-i nimic. Sunt niște
tehnici pe care ți le ofer, pe care poți să le folosești, dacă vrei, bineînțeles, și să descoperi că e foarte interesant să comunici oamenilor și să lucrezi prin intermediul poveștilor. Asta vorbesc despre la orice nivel, nu doar învățător sau profesor, educator, ci poate să fie corporatist, poate să fie ghid turistic, poate să fie director de bancă, poate să fie orice. Și atunci de asta am simțit nevoia să pun niște... Eu de mult aveam în gând să țin workshop acesta și l-am făcut de câteva ori în Arad, dar e mult mai greu când ești formator, când ești artist, să te gândești la partea de organizare. Și de asta le-am dat, am stagnat, pentru că nu mai puteam să merg mai departe, erau multe lucruri de făcut și aveam nevoie de un om care să fie impresar. Eu așa numesc. Mă bucur foarte mult când spun că o să mă sun impresarul meu. Și l-ai găsit în persoana Ioanei. Da, deci Ioana este exact omul care face posibil. Vei, ai o idee și ea face posibil această idee, pur și simplu. Deci, pur și simplu, eu crede-mă că nu fac nimic altceva decât să mă duc și să-mi fac meseria. Și sunt atât de liniștită, pentru că Ioana face tot în jur, deci tot. Și munca ei este mult mai mare decât munca mea și orele pe care ea le depune sunt mult mai multe decât timpii de workshop în sine. Backstage, da. Momentul de cules lauri. Și acum să ne spui, Ioana, de ce ai considerat că storytelling-ul este o activitate ce merită să aibă un atelier dedicat? La ce îi ajută pe tineri? La ce îi ajută persoanele? Povestea este parte din viața noastră. Fie că te întâlnești cu cineva, fie că vrei să prezinți ceva, fie că vrei să transmiți o valoare, să vinzi un produs sau un serviciu. Dacă înainte, spre exemplu, un produs se vindea doar pentru că era bun sau foarte bun, acum diferența o face povestea care îmbracă acel produs. Într-adevăr. Și nu poți fără poveste. În plus, este un atelier care, așa cum spunea Georgiana, are o plajă foarte largă. Se potrivește atât adolescenților, tinerilor, cât și adulților. Și sunt școli care ne-au solicitat în acest sens pentru liceeni. Să avem, chiar astăzi am avut la un liceu din Timișoara, și la școli de stat și la școli private. Deci există această disponibilitate atât din partea adolescenților și liceenilor și din partea adulților. Am avut și situații în care a venit un băiat, dacă mai țin minte, care vrea să aibă o relație mai frumoasă cu prietena lui și e IT-ist, nu că ar fi IT-iștii, eu știu, așa, poate comunică mai greu, dar această persoană chiar avea o dificultate în a comunica și a povesti și a zis, ok, hai să mă inspir puțin. Și a găsit inspirația în atelierul de storytelling. Da, a găsit și... Am avut și medici stomatologi, am avut părinți, pur și simplu, am avut profesori de fizică, da, persoane care poate că ai zice, ok, fizică, ce legătură are cu povestea? Asta vreau să întreb. Fiecare, da, fiecare își găsește, să zic așa, folosul personal. Arta povestirii ca și atelier e structurată în 4 etape. Și fiecare are, cumva, e o treabă progresivă, așa, la început sunt jocurile de echipă, de atenție, de concentrare, sunt tehnici care stau la baza artei povestirii, pe care orice om trebuie să le, e nevoie de un pic de întoarcere la bază și atunci asta faci, te revigorezi tu prima dată, ca om, tu pentru tine, nu doar ca să faci acele jocuri mai departe cu alții. Apoi sunt jocurile și poveștile de autocunoaștere, povești personale, autobiografice, care dezvoltă și deschid alte căi de comunicare pe care credeai că sunt undeva uitate sau astupate, amintiri de toate simțurile, de la miros, la gust, tactil, vizual și așa mai departe, care se lucrează prin aceste tehnici. Apoi sunt oferite câteva metode de a sta în fața unui public și a transmite un mesaj, ceea ce noi astăzi numim public speaking, ca să zic așa, oratorie, arta povestirii, you name it. Și pe urmă, bineînțeles că într-un final contează să lucrezi efectiv la o poveste pe care o facem, adică luăm o poveste și o despicăm
fiecare gest în parte ce înseamnă, fiecare situație a poveștii, cum poți să o manevrezi mai ușor, cum poți să o înțelegi. Și atunci dacă efectiv destructurezi o poveste și o înțelegi, pe urmă mai simplu să-i pui înapoi carne. Despre asta e vorba. Și atunci toate lucrurile acestea, etapă după etapă, ele se așează într-un om și le folosește acolo unde e nevoie. Pe de altă parte, un lucru pe care eu îl iubesc teribil de mult la poveste este că e o întoarcere. E o întoarcere la bază. Astăzi foarte mult oamenii lucrează cu imagini, cu tot fel de, ca să zic așa, sintagme, că lucrează de niște etichete, orice vreți voi, pe care oamenii le înghit direct. Nu mai au timp să mai gândească un lucru. Și atunci o poveste pe care o asculți, care nu ți oferă neapărat o imagine în față, trebuie să o... Să o preiei, să o descoși tu cu inima ta și cu emoțiile și cu mintea ta. Asta înseamnă că devii un public activ. Un tânăr, un copil, un adult care ascultă o poveste, e un public activ care gândește. Un om care primește în față deja o imagine clară despre, uite, așa e personajul Albă ca Zăpada. Asta este cenușăreasa, ăsta e prințul și așa mai departe. Nu mai e nevoie să mai gândești. Atunci creierul intră într-o stare pasivă, da, într-o stare latentă în care nu mai e implicat. Și asta teribil de mult ajută în arta povestirii, mai ales la nivelul copiilor. Și atunci lucrez evident foarte mult și cu învățătoare, pentru că le doresc foarte mult să le stimulez această dorință de a le spune copiilor povești, să le spui povești. Povestitorul nu este un actor de marionete, nu e un păpușar, este povestitor, e altceva, e cu totul și cu totul altceva. Și asta a fost o luptă pentru mine și în Arad să găsesc o nișă, pentru că oamenii, dacă la început intram și spuneam, vreau să spun o poveste la clasă, și dar cine sunteți dumneavoastră? Sunt actriță. Oh, vă rugăm, poftim. Okay, cuvântul care deschide drumul. Evident. Bun, și foarte bine, normal că dacă am o pregătire. Nu, asta este, slavă Dumnezeu. Însă apoi, în timp, am început să le schimbă mentalitatea, să le spun, uite, eu sunt povestitoarea care spune treaba asta și Georgi cu poveștile care vine la noi la clasă și cu oamenii să caute treaba asta în mine, mai mult decât faptul că sunt o actriță și, nu știu, fac un moment comic ca să-i distrez pe oameni. Și atunci asta simt eu că e marea șansa noastră, e treabă și de pionerat, bineînțeles. Și încet, încet au apărut oameni care spun povești, s-au dezvoltat lucrurile astea și în țara noastră, dar e ceva important. Și nu e așa ca și cum, wow, ce chestie senzațională, inovativă, storytelling. Nu, frate, ne întoarcem la povești, la statul ca la șezătoarea de acum sute de ani și stăm la povești. Poveștile care te dezvoltă mult mai mult, în care ai nevoie, ai timp să, de exemplu, să preiei o informație sau un mesaj și să-l descompui, să-l așezi în tine. Într-o avalanșă de informații, să fii informat, să știi foarte multe chestii, asta la o poveste înseamnă că oprești timpul loc, îi încetinește ritmul și ai timp să te gândești la o treabă așa în profunzime. Asta face povestea. Mai are lumea disponibilitate să-și rupă din timpul în care ar putea să facă atât de multe lucruri și să se oprească la o poveste? Mai are lumea chef? Da, la un moment dat, dintre participanții noștri, la sfârșit recunosc că le-a prins foarte bine și că au nevoie să facă ceva personal pentru ei, să pună acolo câteva inimioare în jurul persoanei, pentru că toată ziua suntem angrenați în lucrurile care le avem de făcut zi de zi, cu checklist, cu ce e de făcut. Exact. Și în momentul în care stai și faci ceva pentru tine și atmosfera este, pot să spun, nu? Se râde foarte mult. Se râde foarte mult. Deci am avut participanți care au zis, te rog frumos, oprește-te că nu mai pot. Mă dor mușchii. Asta a fost acum la București. Da, la București. Am vrut să plece din sală în timp ce făceam o activitate și am zis, ce face, ce e cu ea, de ce pleacă? Nu se mai putea opri din râs și a avut nevoie de o pauză, efectiv, ca să fie, să-și revină. E ciudat, oare, că oamenii au această, nu știu, li se pare atât de ciudat să râzi până nu mai poți și au această reacție de a fugi de bine? Da, sunt uimiți de ce pot să scoată din ei, ca să zic așa, pe parcursul atelierului. Dar să știi că la început e o luptă. Deci toți când vin la prima întâlnire sunt
cam așa. Mm-hmm. Show me what you got. Exact. Și e o luptă, pentru că Ioana în spate cu meseria ei, eu în față. Avem așa un moment în care stăm și, adică simt cumva că, ok, hai să iau taurul de coarne și hai să mă lupt cu ei. Și trebuie să-i țin, adică o energie în plus pe care o depun. Trebuie să arzi, na, câte ore ai de lucru, trebuie să arzi ca să știi că îi ții, să știi că ții, să nu-i lași ca să intre. Pentru că oamenii, într-adevăr, vin astăzi cu foarte multe, foarte multe blocaje. Nu e mai, ca mai de mult când aveai timp să vii și, a, ce mai faci, bă, de Ioane, hai să stăm la o poveste. Auzi tu, ce? Cum vorbim noi așa mai langzam. Și atunci ei vin deja cu foarte multe blocaje, foarte multe prejudecăți și de obicei, cel puțin prima oră, uneori mai mult, dar e o luptă în care, energetic vorbind, în care eu mă lupt ca să-i câștig, să-i prind, să se relaxeze, să râdă, să fac mai mult decât trebuie, doar ca ei să iasă din cochilia lor. Pe urmă, lucrurile, evident, că la final sunt foarte relaxante și ți se pare, oh, ce frumos a fost, ce fain, ce bine m-am simțit, dar, na, e abia o muncă. Că vine următorul modul, am început să întregez zilele de, depinde în ce zi făceam. Acum, data viitoare, când organizăm în Timișoara, va fi vineri și sâmbătă. Am zis că încercăm și varianta aceasta concentrată, de cele patru moduli, două în fiecare zi. Și încercăm să vedem și cum se așează lucrurile. Va fi la sfârșit de februarie, 28 și 29 februarie. Numai bine au timp oamenii să se documenteze, da, să vadă, da, ce presupune toată această artă a storytelling-ului. Apropo de prejudecăți, v-ați confruntat vreodată cu atitudinea oamenilor că, nu știu, partea asta cu spusul de povești, parcă sună clown, parcă prea mă duc acolo să ce să fac spectacol. Au oamenii această mentalitate că, ca și cum aș duce să fac stand-up comedy, să fiu eu clownul clasei? Deci, eu cred că cam 99% din ei vin așa cu gândul ăsta, sincer. Și mai și pleacă cu el? Rămân cu el? Nu. Cum, fiecare își găsește un folos personal. Cum ar putea să folosească, de exemplu, un arhitect arta de a povesti? Păi, de exact despre ce spunea și Ioana înainte, cum zicea și Nae, care ar fi o mână întinsă, care nu spune o poveste, nu primește nimic. Despre asta e vorba. Adică, dacă vrei să-ți vinzi produsul, oricare ar fi el, îi spui o poveste, îl îmbraci într-o poveste. Și atunci avem jocuri efective în care asta facem. Luăm o temă, da, și o îmbrăcăm într-o poveste. E o poveste foarte frumoasă despre două fete, pe una chema Adevăr și pe una Poveste. Și erau cele mai bune prietene din totdeauna și într-o zi, fiindcă e o ceartă clasică între orice două muieri, care e mai frumoasă, zice una, auzi, n-are rost să mai ne certăm, că nu o să ajungem la nicio concluzie clară. Oricum suntem amândouă subiective, hai să facem un concurs. Mergem fiecare prin oraș, da? Să zicem în Timișoara. Mergem prin tot centrul și ne plimbăm pe acolo și care se întâlnește cu mai mulți oameni, care dă mâna cu ei, care vor să facă poze cu noi, atunci acea fată care are mai mulți iubitori și mai mulți admiratori, cu siguranță e cea mai apreciată, deci cea mai frumoasă. Zi și făcut. Adevăr, zice, mă duc eu prima. Bine, zice, de prima. Merge prin oraș. Când ajunge pe la piața 700, mai unii o salutau, unii nu, se apropie tot mai mult de centru, pe acolo, pe la operă, foarte mulți oameni plecați, probabil, zice ea, o fi ora prânzului și oamenii au plecat la masă, în fine, magazine închise, restaurante, lacăte puse pe uși, pe ferese, obloane trase, tot închis. Speriată și mă, nu se poate, nu pot să pierd concursul. Mă duc până în capătul celălalt al orașului. Pleacă până în capătul celălalt, nimeni pe stradă, țipele de om, hai de mine. Ce fac? Ce mă dezbrac? Oricine vrea să vadă o femeie care umblă goală, disperată, mă cade curiozitate. Se dezbracă, aleargă pe stradă, înapoi, prin centru, prin oraș, piața 700, operă, nimic, nimeni pe stradă. Vine acasă trist, îi spune prietenei ce s-a întâmplat, zice poveste, puțin speriat, acum hai că încerc și eu. Bun, și intră în oraș, într-adevăr, puțină lume. Dar cum se apropie tot mai mult așa de centru, parcă mai încep oamenii să iasă la soare, să mai deschidă magazin, un restaurant, ferestre deschise, în piața operei plin de copii, mame și aruncau copii în fața ei, poveste, poveste, toată lumea iubește, o adoră, își fac poze, petale de trandafiri, e cea mai apreciată, deci câștigă concursul, e cea mai frumoasă. Vine acasă și spune prietenei, draga mea, nimeni
nu vrea să vadă adevărul și mai ales adevărul gol-goluț. Și atunci poveste ia haina ei multicoloră și o îmbracă pe adevăr. Și așa toată lumea iubește povestea, adevărul, cu haina unei povești. Despre asta e vorba. Adevărul îmbrăcat până la urmă într-o haină care să-l facă mai plăcut. Exact. Să ne atragă atenția. Haideți să luăm o scurtă pauză noi, iar pe voi vă lăsăm cu un material testimoniale, păreri de la cei care au participat la un atelier despre arta povestirii. Deci, inițial nici eu n-am fost să vin la acest atelier, credeam că teatru și improvizația nu sunt pentru mine și, în general, nu-mi place să socializez cu oameni noi, să cunosc, deși știam că e Nectarie, care tot mă împinge aici așa în spate, și Pavel, și alți câțiva pe care știam, dar nu-mi pare rău deloc că am venit și mi-a spus, nu știu, parcă cred că am reușit să mă dezvolt vorbind în fața publicului, să dezvolt tehnica asta. Nu știu, am început să-mi placă acest teatru și povestiață și mulțumesc lui George că m-a ajutat să mă apuc la asta. Chiar a fost prea scurt, trebuie să fie mai lung, pentru că e foarte fain. Jocurile au fost foarte distractive, scenetele amuzante, tot ce mi-am dorit. Atelierul ăsta să fie ceva pe parte de dezvoltare personală și așa, dacă vi se pare că e ceva de folos sau a fost un joc anume care vi s-a părut că a fost cel mai fain sau... Să nu mai avem atâta frică atunci când încercăm o chestie nouă sau așa, deci că de multe ori, nu știu dacă e numai la mine, dar când încep o chestie nouă mă gândesc, vai, mai bine că dacă greșesc, dacă gândești, nu știu cineva, că uite, se bagă în seama asta sau așa. Și nu mai trebuie să gândim atât, pur și simplu să o facem, pentru că nu putem să greșim atât de grav o chestie asta, nimic. E o experiență și ne ajută pe mai departe. Și chestia asta mi-a insuflat-o și atelierul trecut și mi-ai spus-o și atelierul ăsta și un lucru foarte adevărat. Mie mi-a plăcut că ai zis că trebuie să te uiți în ochii oamenilor cu care vorbești. Lucru pe care eu de obicei nu-l fac. De exemplu, azi am vorbit ceva cu Ampuța și mă uitam în față și ea era lângă mine și eu vorbeam cu ea. Și chiar e important să te uiți. Adică, dacă nu te uiți în ochii omului cu care vorbești, nu prea vorbești cu el. Da. Am revenit, iată ați avut ocazia să vedeți câteva materiale cu testimoniale ale persoanelor care au participat la un atelier despre arta povestirii și în a doua parte a emisiunii vom vorbi despre cum îi ajută arta povestirii pe tineri mai exact, pe adolescenți, la vârsta la care fie considerăm că avem foarte multe povești de spus și poate nu găsim forma ideală de a le spune, fie ni se pare că nu am trăit destul și că nu avem experiența de a spune povești. Se aplică arta de a spune povești și la această vârstă? Cu siguranță. Mi-aduc aminte când am organizat primul atelier pentru adolescenți. A fost teribil de greu. Pentru că era vară și era vacanță. Nu prea aveau chef de altceva. De a sta acasă, poate mai și cu prietenii. Și ceea ce le propuneam eu cu George era ceva din care ei trebuiau să fie activi. Și doar pentru că părinții mă știau, evident așa am început cu prin părinți, doar pentru că părinții mă știau și ceea ce le propuneam era ceva de calitate și care se potrivea cu copiii lor, l-au împins efectiv de la spate și chiar și sunt câteva testimoniale video, am reușit să filmez cu ei și au recunoscut. M-a sunat mama, eram pe terasă. Și mi-a zis, ok, vrei să mergi? Și am zis, ok, mă duc. Sau un băiat care a zis, n-am vrut să vin, da? Pentru că mama a insistat. Am zis, ok, vin și dacă nu-mi place, nu mai merg. Și au rămas 5 zile, 3 ore în fiecare zi. Deci au rămas și au lucrat împreună cu George. Extraordinar. Ce tehnici? Despre ce este vorba la un atelier de arta povestirii? Luăm o poțiune specială. Piper și usturoi, pătrunjel și se tocă foarte, foarte bine, se întâlne pe frunte și vine inspirația. Sună foarte simplu. Da, e cam atât de tot. Bineînțeles că eu vin dintr-o lume a teatrului de improvizație și folosesc foarte multe tehnici de
improvizație. Sunt foarte, foarte multe jocuri care îmbină povestea și imaginația, dar sunt niște structuri stas pe care trebuie să le știi, să le stăpânești ca și, ca și coordonator, iar ei jonglează între ceea ce vrei tu să jongleze. Dar acolo își dezvoltă imaginația și atunci le dau niște structuri de jocuri care, bineînțeles, că sunt haioase, pentru că dacă din nou nu-i prins cu, cu haz și cu comedie și cu relaxare, de la început îți spun, ok, cât de ceas am, uite mine cât mai stăm pe aici. Deci asta e clar prima atitudine. Se plictisesc ușor. Încă, da, și încă de la început, deci sunt mai refractari decât adulți. Adică adulții totuși au măcar un bun simț că, na, ori da banii și acum să facă și ei ceva dacă tot ori da banii. Deși n-au chef și nu cred că o să fie de folos ceea ce fac aici, dar în fine, asta e atitudinea de început. La tineri e mai simplu, pentru că oricum nu dau ei banii, că dau părinții. Aoleu, maică mea asta care m-a chinuit. Și atunci munca e și mai mare ca să te lupți mai mult ca să-i cucerești. Însă am văzut, dacă vii cu inima deschisă și chiar vii cu toată dragostea să faci ceva pentru ei, la un moment dat, oricât ar fi de mare și puternică și masca și zidul pe care ei și l-au construit, la un moment dat cade. La un moment dat cade. Și atunci, în primul rând, și în primul rând folosesc nuanța comică în tot ceea ce fac, pentru că asta întotdeauna o să relaxeze și o să facă o atmosferă frumoasă. Și apoi eu le spun povești, lucrez pe jocuri de improvizație, facem jocuri de atenție, de echipă și după fiecare joc încerc să scot și un mesaj, un învățământ, ceva din care putem pe care să aplicăm în viață, pentru că atunci ei totdeauna să rezoneze dacă fac ceva foarte specific lui. Dacă spun apropo de ceva că știi și tu la tine la școală, poate că ai probleme, poate că te cerți cu ai tăi și când ating ceva foarte sensibil din viața lor, că e o chestie de familie, că e ceva la școală, că se întâmplă ceva cu care îi rezonează imediat, pe de o parte sunt relaxați că sunt, e deja o chestie comică și Georgie haioasă, pe de altă parte ating ceva foarte sensibil, specific vârstelor de adolescență și atunci și rezonează mai bine, așa sunt mai liniștiți. Și pe urmă, evident că le invit să vorbească, adică avem niște jocuri în care evident îi pun pe ei să vorbească despre ei. Am avut acum la ultimul atelier o treabă foarte faină. I-am rugat pe fiecare în parte să-mi povestească, să spună o poveste, o amintire frumoasă din copilăria lor. Și le-a plăcut teribil, adică erau înainte niște tineri foarte care știau oricum despre viață mult mai multe chestii decât, mă rog, decât știai tu exact, și toți cei de la zi. Care veniseră cu tot fel de freze, cu părul, nu știu cum, tăiat, ras, colorat, nu știu, toate direcțiile. Și până la urmă am descoperit niște oameni foarte frumoși. Foarte frumoși, așa cum i-a făcut Dumnezeu, minunați pe fiecare în parte. Și le-am spus, zic, pe mine nu mă impresionează că ești tu, ești freak, you are such a freak. Zic, mamă, ești așa fai cum ești tu acum, crede-mă, ești în dezvoltare, e super bine. Și cumva așa dat seama că nu trebuie să ia atitudinea asta de eu sunt foarte complicat, eu sunt foarte ciudat și că sunt eu, că sunt adolescent și că așa sunt în perioada asta. Și s-a deschis foarte mult prin povești. Le-a plăcut teribil de mult să spună povești, amintiri din copilăria lor, inclusiv triste. Am început să-mi povestească tura a doua. Adică dacă intri pe un lumea asta, pe făgașul ăsta safe al poveștii, în care nu ești neapărat, adică nu spui, deși îți pui inima pe tavă, dar nu faci, la început nu-ți dai seama, zici, a, e o chestie departe de mine, povestești ceva care s-a întâmplat în trecut, o chestie haioasă, dar pomă, îți dai seama că inima ta se încălzește și că vrei să dai mai mult, vrei să spui mai multe chestii și ei, asta așteaptă tinerii de astăzi, să se exprime, să vorbească cu cineva care să-i asculte. Și dacă povestea înseamnă povestitor și ascultător și dacă noi creăm acest complex de emițător și receptor, atunci deja ei ajung să se dezvolte personal, poftim, prin poveste, pentru că le povestesc despre ei. Asta fac. Se aplică această, nu știu dacă se zic regulă sau un clișeu așa, că tinerii sau cei care au un look mai extravagant, mai ieșit din comun, care caută să atragă atenția, sunt și mai creativi sau dimpotrivă sunt mai timizi și nu țin neapărat să împărtășească povești, cum spuneai mai devreme? Ioana? Cred că depinde de fiecare. N-aș judeca în clișee. Nu sunt adepta.
nu merge nici, să generalizăm. No. Dar oricum, ideea este că aceste ateliere, prin faptul că fac ceva deosebit față de ce se întâmplă poate acasă și la școală cu siguranță, au șansa ca ei să se descopere pe ei înșiși și să-și dea seama cum sunt ei în anumite momente. Și prin faptul că e un loc sigur în care se râde foarte mult și ei se relaxează, chiar s-au împrietenit între ei. Au fost situații în care au venit participanți la toate atelierele și s-au împrietenit. Asta îi ajută foarte mult pentru că ei au nevoie să aparțină unui grup și dacă în grupul acela se râde, cu atât mai mult caută acest tip de întâlniri. Și sigur că cei care după aceea exersează ceea ce George i-a învățat sau i-a inspirat într-un fel sau altul, există și această, să zic așa, dezvoltare personală, care e fantastică, pentru că ține de noi, de fiecare, să exersăm ceea ce George sau altă persoană care are o pasiune și ți-o împărtășește, să o preiei tu și să o asimilezi așa cum poți. Este până la urmă o formă mascată și de psihoterapie, această artă de a povesti, de a săpa în adâncul tău și de a spune povești. Am avut și psihoterapeuți care au venit și vor veni și în această... S-a înscris cineva care va veni acum pentru ediția din februarie. Da, sunt foarte folositoare poveștile. Mult care ajută pe tine. Da. Cum ar putea, de exemplu, acest storytelling să-i ajute pe adolescenții care au probleme acasă, care nu se înțeleg cu părinții? Păi chiar așa, spunându-și, în primul rând, relaxându-se, pentru că dacă nu ești relaxat, nu poți să povești despre tine. Și pe urmă, povestind. Evident că noi căutăm întotdeauna în povești să transmitem valori. Și atunci, nu e doar vorba despre un atelier în care râdem, ci căutăm să ducem tinerii aceștia spre niște valori pe care ei să și le asume. Și dacă vorbim despre valori, înseamnă că vorbim și despre un respect și dragoste față de ceilalți. Și asta, evident, că prima dată, cum spunea Ioana, le aplici după aceea, le aplici în primul rând în micul tău univers, care este în primul rând familia. Adică dacă lucrurile sunt așezate bine în inima lor și dacă ei le primesc, acum noi facem ce putem, Dumnezeu lucrează mai mult, evident, la fiecare în parte, dar dacă ele sunt așezate bine în adânc și ceva mișcă în ei, evident că o să încerce lucrul ăsta să-l pună în aplicare, mai ales în familie. Deci ne dădășnim că e și o formă de a îmbunătăți relația părinți și copii și chiar am început un alt atelier, avem un produs nou, care se numește atelier de improvizație. Povestea în familie. Da, și este vorba despre un atelier care lucrez cu părinți și copii împreună. O modalitate foarte interesantă și foarte productivă de a petrece timp împreună, timp exact. De calitate, da. De a avea activități. Pentru că, așa, în relația cu copiii, ai foarte puține variante de activități da, în care nu să mergi să-ți lași copilul undeva, ci tu să fii parte a acelei activități și el să te observe, tu să-l observi, să te bucuri împreună cu el de aveți activitate. O variantă, aveți un produs și pentru mediul online, storytelling online, că acum tinerii sunt foarte ancorați în această realitate mai mult. Nu, și n-aș vrea să... Da, nu. Dar ar fi posibil... Hai să discutăm puțin despre asta. Nu, chiar nu vrem asta, mulțumesc. De ce? Pentru că e practic. Totul trebuie să fie practic și trebuie să simți pe pielea ta. Dar mă refer să faceți un atelier fizic, să vă întâlniți și să vorbiți despre alta de a scrie, de fapt. Nu ar mai fi storytelling, ar fi storywriting. Da, eu nu sunt, pentru că eu sunt un artist foarte practic așa și un om al cuvântului. Vie. Eu sunt vie și nu, chiar nu aș putea. Adică, oricum, nu mă pricep deloc să scriu sau să învăț pe alții să scrie povești așa, dar eu iubesc foarte mult adică prezența fizică aici și acum, pentru că ca și artist și actor și povestitor ai nevoie de aici acum care cucerește, nu de o treabă foarte îndepărtată de tine, pentru că nu o să atingă niciodată. O să atingă, dar nu e lumea mea, să zicem așa, nu este felia mea de tort. Și nici al Ioane, deci iată avem jumate de tort care nu este al nostru. Și lăsați în pace. Nu mai da. O luăm din cealaltă perspectivă aspectul acestui mediul online.
Sunt tinerii din ziua de astăzi mai, sau se exprimă ei mai greu în arta de a povesti datorită timpului pe care îl petrec în mediul online? Se deschide ei mai greu la povești? Eu cred că nu. Eu cred că nu. Adică eu cel puțin contactul care l-am în ultima vreme cu ei, dacă au câteva sesiuni din acestea cu Georgi sau cu alte persoane care îi provoacă să se uite puțin în interiorul lor și să articuleze ceea ce ei gândesc, că cu mici tehnici ajung să se exprime foarte frumos. Foarte frumos. Chiar vă invit pe proiectul Ce faci, te face. O să avem marți în 18 februarie, de la ora 17 la Cărturești. O să avem 10-12 tineri care o să aibă un speech de 5 minute despre ei. Lucruri care îi frământă, care îi preocupă, care îi atrag. Și ieri am făcut repetiții în sensul ăsta ca să vedem cum se vor prezenta. Deci și regizată treaba pe acolo. În sensul în care ei, când se exprimă, s-o fac așa, frumos și cu o poveste închegată, cu o concluzie și au fost wow! Deci chiar impresionante. Tineri de 14-17 ani au avut un discurs extraordinar și cu un mesaj foarte profund pentru vârsta lor. Și chiar vă invit, dacă puteți să veniți cu drag, este open. Când veni vorba de asta, ce alte competențe sau ce alte abilități ne mai dezvoltăm prin storytelling? Putem vorbi despre îmbunătățirea încrederii în sine? Bineînțeles. Vocabular, imaginație, creativitate, toate lucrurile acestea se dezvoltă. Și cred că e nevoie, probabil că mulți, adică toată lumea are un bagaj de daruri pe care le primește când se naște, dar unele sunt așa într-o stare latentă și atunci prin artea asta a povestii, cred că da, pot foarte mult să-și dezvolte. Eu lucrând în școli, mai ales cu copii de clasele primare, în sensul de constanță, vorbesc de 4-5 ani de când fac treaba asta lunar în anumite școli, de exemplu, la noi în Cătun, în Arad. În Arad. Așa, unde mi vezi foarte mult cătunănenii. Așa. Am școli la care părinții au fost foarte deschiși și au spus, da, noi vrem treaba asta o dată pe lună să facem cu ei. Și se vede o dezvoltare atât a creativității și a încrederii în ei înșiși, cât și o exprimare mai bogată și o deschidere pentru lectură, pentru dorința de a compune la fel povești, deși eu nu fac nimic pe treaba asta de scriere, însă ei simt nevoia mai mult să se exprime și așa și găsesc cuvinte în plus pe care poate cei mai mari, poate le știau, dar cei mici le învață și fiecare poveste pe care o spun mă străduiesc să aibă expresii sau imagini pe care ei să nu le fi întâlnit sau să nu le fi folosit până acum și să-i oblig să le folosească. Adică cumva alegi niște lucruri ca și povestitor pe care vrei să rămână în limbajul lor, să rămână în mintea lor, în sufletul lor și asta încet, încet funcționează și dă roade. Toate învățătoarele cu care eu lucrez mi-au spus că le-i de mare folos, că sunt de pregătitoare sau a patru sau așa, nu contează, ei simt o relaxare, o deschidere și toate merg în mână-mână cu metoda clasică de învățare, deci eu vin să susțin învățătorul și asta este foarte de mare folos. Cât despre tineri, și eu cred că își dezvoltă foarte mult vocabularul, adică probabil că internetul foarte mult în exces nu cred că e de folos, sincer, mai ales la vârsta lor, pentru că ei nu pot să facă e foarte greu ca tânăr să faci un echilibru între viața reală și viața virtuală. E foarte greu, pentru că este teribil de tentant, nu-i așa, lumea virtuală. Și găsești acolo povești gata, încapsulate, pastilate. Asta odată și doi, limbajul de astăzi e din ce în ce mai comprimat, din ce în ce mai nu mai are carne, nu mai are culoare, nu mai există expresii frumoase, nu mai există figuri de stil pe care ei să le folosească în mod curent. Și asta însărăcește foarte mult vocabularul, inclusiv sistemul de gândire. Și atunci, arta povestirii, evident că dacă oamenii aceștia, dacă tinerii aceștia citesc, să zicem, da? Dar ei înmagazinează foarte multe expresii, un vocabular bogat, însă pe care nu-l folosesc
Pentru că n-au unde dacă ei se rezumă la a comunica doar pe internet. N-ai unde. Și l-am dat îl uiți sau îl pierzi. E, arta sau povestirii... Sau nu mai vine natural, ți se pare oarecum forțat. Exact. Și să-l încadrezi. Dar arta povestirii, un atelier de genul acesta pentru tineri, îți deschide niște canale pe care le aveai înfundate de a comunica diferit, de a comunica versificat, de a comunica mai bogat. Și dacă este o chestie de aici acum, apropo de nu varianta de workshop online, ci de adevăratele, ești obligat să vorbești. Asta te obligă viul, că ești obligat să comunici, nu mai poți să faci smiley face, ci trebuie să exprimi. Și e foarte important astăzi pentru tineri, pentru că de multe ori ei nu știu să se exprime stările pe care le au. Nu știu să le pună în cuvinte. Și un emoticon nu ți-e de ajuns ca să spui ceea ce simți de adevăratele. Nu-ți face nicio favoare. Asta așa este. Diferența este acolo unde acei tineri sunt provocați să se exprime, să spună o poveste. Acolo este diferența, într-adevăr. Și mi-aduc aminte când mai vorbesc cu oameni și îi invit să vină la ateliere, am uneori reacții de genul poveste. Știu să spun povești. Am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa, ce poate fi da. Atât de greu. Diferența pe care o percepi la un timp, nu imediat, este că în momentul în care, dacă ai furat niște tehnici de la George, cu acordul, ideea este că ceea ce spui, pui acolo și puțină emoție, dai un efect, nu e plată, da? Are carne, cum spune Georgiana, adică lucrurile nu se pot spune așa, a fost odată ca niciodată. Deci trebuie să ai puțină implicare și asta o înveți făcând, exersând acolo împreună cu Georgiana. Ești mai spontan, ești mai creativ, poți să menții atenția publicului, pentru că tu dacă l-am dat... Chiar dacă spui cu efect și spui într-un fel sau altul, dar dacă tu nu știi cum să captezi atenția și nu știi cum să te aduni și nu știi cum să nu te influențeze un anumit tip de public și tu să totuși să-ți duci treaba la bun sfârșit, astea sunt lucruri pe care tu le exersezi în cadrul atelierului. Spun că și eu am fost participat. Și chiar mă ajută. Nu-i așa? Ai observat? Da, chiar am observat, am să spun, iată, de un an de zile ne cunoaștem, ne sărbătorim cu această ocazie și un e an de zile de când colaborăm. La mulți ani, și multe colaborări mulți reușite. Mulți și frumos, ajută și iată, observ o dezvoltare așa. Personală pe Ioana mai ales. Se vede că s-a dezvoltat așa, nu știu, pare că s-a mai înălțat puțin, e mai... A și întinerit, de la diversificare în activități, s-au creat legături neuronale noi și iată totul renaște, totul s-a regenerat. Pe final, o întrebare așa, o preconizare, credeți că va, să folosim un termen așa mai dramatic de povești, va muri vreodată arta de a spune povești? Nu, vor muri poveștile? Dar n-ai cum. Voi spuneți povești prin fiecare emisiune pe care o aveți. Ziarul spune povești, la radio se ascultă povești, adică poveștile sunt... E viața noastră, fiecare e o poveste până la urmă, dar ca și artă, iată că nu, pentru că mai apare câte cineva care mai e inspirat de această artă și se păstrează. Adică eu sunt sigură că nu va muri niciodată. Ever. Până la urmă, oamenii povestesc de mii de ani. Da. Și nu au încetat niciodată, altfel nu s-ar fi transmis toate informațiile până la noi. Exact. Ioana, Georgiana, vă mulțumesc foarte mult din nou că mi-ați acceptat invitația să fiți alături în această emisiune. Și ne mulțumim. Cu atât mai mult cu cât era ceas de aniversare, zi de petrecere pentru voi. Vă mulțumesc că ne-ați împărtășit din secretele voastre și din informațiile acestea prețioase. Sper că vouă v-a plăcut, sper că ați găsit informațiile de astăzi interesante. Puteți să căutați pe site-ul atelier.ro sau pe Facebook sau pe Instagram. Atelierdecuvinte.ro Atelierdecuvinte.ro informațiile despre următoarele ateliere de storytelling, în special organizate de Ioana și realizate de Georgiana, care merge și își face treaba. Eu vă aștept la ediția următoare Cubetonic și vă urez o seară frumoasă!